Bun găsit, dragi prieteni, vă spun în această seară frumoasă, când aici la noi în studio a poposit o interpretă foarte dragă dumneavoastră, Marcela Fota. Marcela Fota vine de pe meleaguri oltenești. O să aflăm foarte multe lucruri de la ea în această seară, despre albumul înregistrat cu maestru Nicolae Bodgros, despre activitatea artistică a anului 2017, despre planurile de viitor, despre viața personală, dacă poate și are să ne spună ceva, deci foarte multe lucruri vă spuneam. Dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi pentru a oferi dedicații tuturor acelora ce poartă numele sfânt de Dumitru, vă stăm la dispoziție cu numărul de telefon 0348 445544. La mulți ani, vă spunem și noi acelora ce purtați numele de Dumitru, cu multă sănătate și gânduri de bine, de aici, de la Argeș TV. Iar acum, dați-mi voie să-i spun bun venit invitatei noastre, prietenei mele, Marcela Fota. Bună seara, Marcela, și bine ai venit pe Meleaguri Argeșene pentru prima dată, iată, la Argeș TV. Așa este. Bun găsit, vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Am venit cu drag, de fiecare dată când sunt chemată în Argeș, știu că argeșenii îmi iubesc foarte mult cântecul popular și nu numai pe al meu, știu că sunt iubitor de folclor și, așa cum am spus, vin de fiecare dată cu drag. Avem pe cineva la telefon. Deja? Alo, da, alo. Bună seara, domnișoara Ioana. Bună seara. Bună seara și doamnei Marcela Fota. Bună seara. O voce deosebită și bine ați venit pe meleagurile noastre argeșene. Bun găsit, mulțumesc! Din partea mea, cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, fericire și tot ce e mai frumos pe lume. Întreaga emisiune să fie dedicată mai întâi pentru dumneavoastră, pentru domnișoara Ioana Anton, pentru toți de poartă nume de Dumitru, Dumitra și nume derivate, pentru nepotele lui Ștefan Alexandru, pentru domnul Nicu Mihai, domnul Nicu Vlad și, în ultimul rând, pentru toți de vă urmări și toți iubitorii de folclor și toți soliștii zonei Curtea de Argeș, Pitești, Câmpulung, inclusiv doamna Maria de la Câmpulung. Să aveți o seară liniștită, multă sănătate și succes în cariera artistică. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, doamna Ioana, și vă așteptăm în legătură cu noi de fiecare dată. Îl salutăm și pe nepoțelul dumneavoastră și rămâneți până la final, pentru că în această seară Marcela Fota va interpreta pentru dumneavoastră cântece foarte frumoase, cântece care deja sunt șlagere și știu că le îndrăgiți foarte mult. Marcela, înainte de a începe discuția noastră, vreau să-ți ofer cadou ziarul Top, da? Un ziar în care noi în fiecare vineri ne bucurăm, dacă pot spune așa, de un spațiu oferit de conducerea ziarului în care se promovează Ioana și prietenii, adică această emisiune de folclor. Da, iată, și am dat eu numele, Doamne câte ți-am cerut, tu mereu mi-ai dat mai mult, așa este. Doamne câte ți-am cerut, fiind chiar titlul albumului, sau mai bine zis ultimului album pe care l-ai imprimat cu Orchestra Lăutarii de la Chișinău și de pe care în această seară ne vei interpreta melodiile pe care sunt convinsă că le-ai adus cu mult drag argeșenilor. Mai avem pe cineva la telefon, ești și pe prima pagină și sper ca să-l păstreze acolo în bibliotecă, iar când vei avea 83 de ani să-l recitești cu mare plăcere și să-ți aduci aminte de noi de Argeș TV, de piteșteni, de argeșeni. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Nicu Mihai de la Curtea de Argeș. Bună seara, domnul Nicu! Bună seara, bine v-am regăsit, bine ne-am întâlnit pe calea undelor! Bine ați venit în legătură directă cu noi, domnul Nicu, și ne bucurăm foarte mult! Vreau să salut pe Marcela, da, și să-i spun în față că este una dintre plebețele mele, frunte cu Violeta Constantin și cu toată trupa lor de fete frumoase și drăguțe și... Mulțumim tare mult! Ne place nouă! Mulțumim! Întreaga emisiune o dedic în familiei mele, lui Nicu Vlad și lui Ioana Nițescu de la Curtea de Argeș, da, Ior și Niculina Duță de la Curtea de Argeș, doamna Ioana Dumitrescu de la Pitești, Felicia de la Pitești și doamna Maria de la Câmpulung. Și pentru toți cei care vă urmăresc, și nu în ultimul rând, pentru domnul Didi Dumitrescu.
Da, și eu îl salut pe Didi Dumitrescu, mai ales că în spectacolul aniversar pe care îl pregătim doamnei Maria Loga, este partener media. Și vreau să vă mai spun ceva pe această cale. Spectacolul aniversar intitulat Trecură Anica Vântu, dedicat întregite interprete Maria Loga, va avea loc la Mioveni. Din motive care nu țin de mine, nu se va mai ține spectacolul la Curtea de Argeș. Da, vă așteptăm și la Mioveni. Nu știam despre ce e vorba. Da, știu că dumneavoastră veți fi alături de noi și la Mioveni. Poate... Vă mulțumesc din suflet. Da, poate cine știe, noi, eu cu Didi am vorbit, vom oferi 10 invitații, poate sunteți chiar unul dintre câștigători, poate câștigă și domnul Nicu celălalt, prietenul dumneavoastră și poate ne întâlnim la Mioveni. Vă mulțumim mult pentru bine, telefon și vă mai așteptăm aici alături de noi, iar acum, numai bine, iar acum o să o rog pe Marcela să se ducă cu gândul în copilărie, acolo în comuna natală și să ne spună câteva lucruri, să ne spui, Marcela, câteva lucruri despre familia ta, despre locul în care te-ai născut, despre copilărie. Locul nostru în care ne-am născut și am crescut este o zonă de deal, foarte frumoasă de altfel. Am crescut într-o familie numeroasă, iubitoare de cântec și de copii, pentru că părinții noștri au făcut 5 copii pe care i-au crescut cu drag și... Ce să zic, ne-am bucurat de fiecare etapă a vieții și nu regret faptul că s-a tot speculat și la diverse televiziuni și la că am avut un trai sărac, că nu, am fost 5 copii care am crescut foarte uniți, care am crescut așa cum erau regulile și tot ce se întâmpla în, vă imaginați, cu 30 de ani în urmă, dar eu consider că am avut o copilărie frumoasă, chiar dacă a trebuit să muncim, chiar dacă a trebuit să mergem cu animalele pe câmp, chiar dacă a trebuit să facem tot ce era necesar. Așa erau vremurile respective, iar noi ne-am bucurat de fiecare lucru și am rămas cu amintirea familiei unite, familia frumoasă, părinții noștri care ne puneau duminica la masa de sărbătoare în curte, când mama mea tăia cel mai frumos pui din curte, da. Așa este, am avut o copilărie fericită, într-adevăr diferită de ce se întâmplă astăzi. Dar... Da, și ne oprim aici și o să continuăm, pentru că mai avem pe cineva cu drag la telefon. Lumea te iubește. Alo? Alo? Da? Da. Vreau și eu cu domnișoara Ioana Anton. Eu sunt în fața dumneavoastră, aici, pentru dumneavoastră. Și eu te iubesc foarte mult. Da, doamna Nina, v-am recunoscut. Yes. Fac cu doamna Nina vorbim. Da, doamna Nina, ce mă bucur că ați intrat în legătură directă cu noi. Vă mulțumesc și eu și spuneți de doamna Marcela Pota, numai fericire și toată echipa și toată emisiunea să fie dedicată pentru dumneavoastră în primul rând și cu doamna Cântăreață, a treia problemă. Da. Știți, hai să vă spun ceva. Ia spuneți-ne. Vreți să vă spun... Vreau să zic o melodie care cântă doamna Marcela Fota, da, pentru domnul procuror al României. Aole. Fiți atentă pentru ce spun. Stai puțin. Pentru Augustin Lazar, că ne-am întâlnit la mănăstire la Cozia. Am dat mâna cu dânsul, ne-am pupat, am stat de vorbă și mergea la media. Și aș vrea să întreb pe doamna Marcela Pota dacă are vreun CD să ne oprească și nouă. Nu știu, hai un CD. Da, doamna Nina, deci Marcela vă oferă cu drag un CD. Da. Așa. Și aș vrea să ridicăm toate melodiile pentru dumneavoastră, pentru toate cunoștinții dumneavoastră, inclusiv pentru băiatul meu, Gheorghe Ionuț, și nora mea, Ionela Radu, pentru soțul meu, Nelu Iova, și cumnatul meu, Marin Iova, pentru fratele meu și rolii mele, pentru Ana Badea și pentru toată lumea, doamna Ioana. Doamna Nina, și, da, vă ascult. Așa, și aș vrea să vă mai știu ceva, când este spectacolul cu Valentin Zamfir în Pitești? Păi uite când e spectacolul cu Valentin Zamfir în Pitești, este pe 13 noiembrie, aici la Teatru Davila, eu organizez un spectacol in memoriam Aurelian Preda. Și și Valentin Zamfira este în spectacol. Da, va fi în spectacol. Deci luni, 13 noiembrie, ora 17. Da. E bine. Da.
Bine, domnișoara bine, Ioana. Bine, doamna Nina. Doamna Fota, îi mulțumesc mult de tot. Dragă. Când trebuie să trecem, dați-mi FD-ul. Când puteți dumneavoastră de luni încolo, vi-l lasă Marcela aici și dumneavoastră veniți la televiziune unde ați mai venit, da? Da, 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 bine. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Bine, doamna Nina. Drag. Vă pupăm. Vă pupăm și vă mulțumim frumos că ne urmăriți, iar pentru domnul procuror al României o să-i dedicăm chiar prima melodie, Am iubit la viața mea. O fi iubăresc, n-o fi, nu știu. Nu știu, dumnealui știe. O să-l sunăm, să-l întrebăm. Bineînțeles că glumim, da. Rămăsesem la părinții tăi. Părinții tăi au cântat sau bunicii? Îl moștenim pe tata. Îl moștenim pe tata, deși este o dispută de ani întregi între părinții noștri, pentru că mama spune că o moștenim pe dumneai, pentru că ne cânta în timp ce ne legăna. În timp ce ne legăna pe picioare, însă noi moștenim acest dar din partea tatălui. Tata a cântat în toate festivitățile la școală, bunicul nostru cânta foarte frumos la fluier. Da. Și toți frații noștri, să știți că au talent, însă da. Doar eu și Mariana am doar, urmat da, acest. Da, voiam să zic că tu ai spus și noi și noi, poate sunt telespectatori care nu știu că tu ești soră cu Mariana Ionescu Căpitănescu. Așa este. Mai avem pe cineva la telefon. Alo? Nicu Vlad, să apucă cu multă stimă. Da, domnul Nicu, bună seara și noi vă salutăm. Ridicându-vă să rup mâna domnișoara Ioana, să rup mâna doamna Marcela. Bună seara. Bine ați venit în Argeș. Mulțumesc mult, bun găsit! Mă bucur să vă revăd. Am făcut câteva poze cu noi la Tigven și la Curtea de Argeș la sărbătorile orașului. Aia face la încârgerea. Ah, da, 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 gata, mi-amintesc de dumneavoastră. Da. Ce să zic, costumate frumoase, sunt pe trebuie pe mea. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc tare mult. Ce să zic, costumate frumoase, voce frumoasă, corp frumos. A fost și odată la Antena 3, cum să zic, ne-ați băgat în drag, așa era, la Antena 3, la Antena Star, pardon, da. Cu sora noastră, Mariana Căpitănescu, la bucătărie. Da, 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 am gătit. Da, erați cu costumate sexy, așa, niște posterioare extraordinari, pe reinvidioasă și Mariana Căpitănescu, sora noastră Mariana. Mariana, da, păi a zis că ea a luat frumusețe, mai multă frumusețe la chip de la părinți și eu am luat restul. Da, așa este, nu mint, eram emisiunea să fie ascultată cu mare plăcere de cei ce poartă numele de Sfântul Dumitru, Dumitra. Le zic la mulți ani, sănătate, tot ce îți doresc fiecare. Doamne ajută! Domnul Doru Slătineanu. Da. Primarul Comunei Tigren, exact. Care specialist desăvârșit în cum să zic, organizarea sărbătorii Comunei Tigren, sărbătoarea mărului. Mitică Tavă, un mare solist. Da. Nicu Mia, Ioana Nicescu, Vasilica Cuceanu și familie ei. Ce să vă mai zic? Numai de bine, succes în activitate și să rămâneți tot așa frumoasă. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim frumos, domnul Nicu, pentru telefon, pentru cuvintele frumoase și toate melodiile din această seară să fie pentru dumneavoastră și pentru toți aceia din Curtea de Argeș care ne urmăriți de fiecare dată. Cu mult drag! Marcela, spuneam deci că decât tu și cu Mariana ați cântat, dar eu și Mariana cântați, am profesat, da. Însă toți frații sunt talentați. Dar nu au mers mai departe. Nu au mers și am descoperit, noi avem o soră între, eu sunt cel de-al patrulea copil, Mariana fiind primul copil. Da. Am mai avut o soră între noi, o avem de fapt, mai avem o soră care este între vârsta noastră și care, acum îmi spune Mariana, știi că ea avea voce chiar mai frumoasă decât tata, însă nu i-a plăcut să facă, să practice această meserie. La rândul ei are o fetiță care are 21 de ani, care este talentată, dar la fel refuză efectiv să facă această meserie. Nu le place. Poate nu are curajul de a apare în fața oamenilor. Probabil, probabil, da. Marcela, ne cânti? Vă cânt, cu tot dragul. Însă, dacă îmi permiteți, vreau să salut și eu pe mama. Da, te rog frumos. Pentru că este Dumitra. Da, și mulțumesc tare mult. Mama știe cât o iubim noi și cât o prețuim și cât prețuim faptul că s-a luptat cu noi, cu toți cei cinci. Taică mi-o fiind mai tot timpul plecat, știți cum sunt bărbații, mai pe șantier, mai mama ne-a crescut și ne-a crescut bine, îi mulțumim tare mult, o iubim, o prețuim și facem tot ce ne stă în putere pentru a-i oferi o bătrânețe frumoasă.
La mulți ani și din partea noastră. Eu am mulțumim. Văzut-o într-o fotografie chiar ieri. A postat Mariana așa pe este. Facebook o fotografie cu mama voastră. Seamănă tu semeni eu cu mama. Eu semăn cu mama, da. Așa este. Da. De fapt, semăn cu bunicul meu, cu tatăl ei. Da. Și Mariana seamănă cu mama tatălui nostru. Ia o, ce frumos. Da, Marcela. Stimațele spectatori, în această seară, Marcela Fota deschide seara muzicală cu două melodii foarte frumoase. Am iubit la viața mea, cine n-a iubit sau cine nu iubește în viață, și anii nu se mai întorc. Într-adevăr, anii nu se mai întorc, vântul zboară ca vântul. Timpul. Am iubit în viața mea ce mi-a poftit inima, dar de când am întâlnit dragostea ta m-a orbit. Am iubit în viața mea ce mi-a poftit inima, dar de când am întâlnit dragostea ta m-a orbit. Că iubitul te-a ascuns, niciodată nu-i de ajuns, și dragostea pe furate e mai bună dintre toate. Când cade roua pe flori, până revărsat de zori, cu șoaptele mă-nfiori, cu gurița mă omori. Pleca puiuț cu tine până la capăt de lume, să ne iubim amândoi, să nu dea nimeni de noi. Aș pleca puiuț cu tine până la capăt de lume, să ne iubim amândoi, să nu dea nimeni de noi. Că iubitul te-a ascuns, niciodată nu-i de ajuns, și dragostea pe furate e mai dulce dintre toate. Când cade roua pe flori, până revărsat de zori, cu șoaptele mă-nfiori, cu gurița mă omori. Ochii mai fermecat și de tine mai legat, cu gurița mai vrăjit, nici când pui să nu te uit. Că iubitul pe ascuns niciodată nu-i de ajuns, și dragostea pe furate e mai dulce dintre toate. Când cade roua pe flori, până revărsat de zori, cu șoaptele mă-nfiori, cu gurița mă omori. Thank you.
fetița mami. Am plecat de mult din sat, multe de-atunci s-au schimbat. Repede se mai duc anii, nu mai sunt fetița mami. Am plecat de mult din sat, multe de-atunci s-au schimbat. Anii nu se mai întorc, dar nu-mi pare rău deloc, că astăzi eu țin în poală puiul meu, a mea comoară. Anii nu se mai întorc, dar nu-mi pare rău deloc, că astăzi eu țin în poală puiul meu, a mea comoară. Să mă joc cu el și eu, chiar de știu că mă trânesc cu el mai copilăresc. Mă strigă băiatul meu, să mă joc cu el și eu, chiar de știu că mă trânesc cu el mai copilăresc. Anii nu se mai întorc, dar nu-mi pare rău deloc, pe anii nu țin supărare, vreau să-l văd băiatul mare. Anii nu țin supărare, vreau să văd băiatul mare. Mulți ar da bani grei să poată copilăria să-ntoarcă, măcar o zi să mai fie ca și în copilărie. Să dă bani grei să poată copilăria să-ntoarcă, măcar o zi să mai fie ca și în copilărie. Anii nu se mai întorc, dar nu-mi pare rău deloc, azi îmi țin băiatul-n brață și-am tot ce vreau de la viață. Anii nu se mai întorc, dar nu-mi pare rău deloc, azi îmi țin băiatul-n brață și-am tot ce vreau de la viață.